Maria Olaru, a făcut anumite acuzații la adresa antrenorilor, știi foarte bine, ai mai fost întrebată despre acest subiect. Spunea că a suportat bătăi și jigniri. Cât de duri erau antrenorii cu fetele? Eu de la antrenorii de la club, bătăi nu am primit cu siguranță. Că au mai existat discuții, certuri, te mai enervezi, mai înjuri, mai faci pe unul, nu știu, în toate felurile. Sunt normale până la urma urmei. Cred că în orice domeniu ai fi, că ești la un serviciu, că ești în alt sport, că ești, nu știu, până la urmă și în familie și într-o relație, există astfel de discuții. Nu vreau să comentez prea mult acest subiect, dar cred că era frumos să fi rămas cu amintirile plăcute care s-au întâmplat și nu cu astfel de momente. Dar de ce crezi că a ieșit să spun aceste lucruri? Nu știu, e singura care poate să răspundă, este numai Marie. Eu nu pot să mă bag și nu pot să vorbesc și eu îi apreciez decizia că a vrut să dea totul pe față și cărțile pe față, însă mi-aș dori ca după această carte acest sport să nu se destrame, pentru că în momentul de față poate mulți părinți, multor părinți le este frică să își mai dea copilul la gimnastică, pentru că au impresia că vor fi bătuți. Dar vreo palmă tu ai primit vreodată sau? Nu, poate că antrenorul de la club mă mai ciupea așa sau mă mai lua de ureche dacă nu ascultam sau nu făceam corect, dar palme nu am luat. Din fericire, eu chiar am fost un copil alintat, să-i zic așa. Și n-ai asistat la ceea ce a povestit ea? Nu știu cum a fost la ea, pentru că nu am fost în generație cu ea și nu știu cum a crescut, nu știu prin ce traume a trecut și atunci eu nu pot să vorbesc în numele ei. Da, te întrebam pentru că te-am auzit vorbind lucruri frumoase despre Mariana Bitang, de exemplu, și e o discrepanță între ceea ce povestește ea și... Până la urma urmei, eu am respectul față de acești doi mari antrenori. Am crescut cu ei de la vârsta de 14 ani aproape, iar eu nu pot decât să le mulțumesc, pentru că dacă n-ar fi existat părinții, antrenorii de la club și antrenorii de la lot, care, așa cum am mai spus, au pus pur și simplu cireașa pe tort, m-au modelat și m-au făcut campioană olimpică, nu pot să vin și să dau niște oameni care au muncit alături de noi ani de zile și care până la urma urmei și-au sacrificat și dânsii viața. Au stat cu noi în cantonamente zi de zi, 24 din 24 și au fost sacrificii și din partea dânșilor și din partea noastră ca și sportivi. Ce te motivează încă? Plăcerea de a face. Iubesc acest sport. Îmi doresc să demonstrez mai mult, să demonstrez că nu contează vârsta pe care o ai. Până la urma urmei, pentru mine vârsta este doar un număr și nu vreau să bag în seamă câți ani am. Pentru că nu sunt singura gimnastă din lume în care am ajuns la vârsta de 28-29 de ani și să concureze, să dea rezultate, sunt multe. Când te gândești, între ghilimele, să te pensionezi? E o întrebare care nu pot să-ți răspund. Iubesc atât de mult acest sport încât mai duce până la 100 de ani, dar la un moment dat se va pune stop, cu siguranță. Ceea ce știu este că în 2017, când vor fi campionatele europene, voi încerca să-mi fac și retragerea. Deci presupun că până acolo o să fie. Unde te vezi peste 10 ani? Undeva cu afacerea mea, ceea ce am și început deja, undeva cu familie, cu copil și sănătoasă să fiu până la urma urmei, că asta este cel mai important. Afacere în ce domeniu? Tot pe bază de sport, pe refacere musculară, pe slăbire. Și ușor, ușor noi încercăm să extindem această afacere, zic noi, pentru că este vorba și de mama, că mama mă ajută foarte mult în perioada asta cât sunt plecată.
Ușor, dacă îmi extind afacerea, voi încerca să aduc și copilași pentru inițiere. Nu contează în ce domeniu al sportului vor pleca după aia sau poate nu vor face, dar măcar să facă mișcare, să vină să se recreeze și atâta timp cât părintele este la slăbit, să-i spun așa, sau la înfrumusețare, să aibă copilul ce să facă. Dar ca antrenor, te vezi? Sigur că mă văd și ca antrenor. Îmi place, am și practicat această meserie în America timp de un an de zile. Chiar dacă acolo este mult mai greu să fii antrenor, îmi place. Îmi place și cred eu că este o meserie care mă voi dedica destul de mult. Dar ai face-o aici, în România, sau în afară? Nu contează, important e până la urma urmei ca rezultatele să vină și toată munca să fie cu folos.